Un copil de 2 ani și bunicul lui au scăpat ca prin minune după ce au căzut cu mașina într-o râpă în zona Telegondolei din Sinaia. Autoturismul scăpat de sub control de bărbat a făcut potecă printre arbuști, s-a oprit la 6 metri mai jos, din fericire fără să se răstoarne. În consecință, atât bunicul în vârstă de 60 de ani, cât și nepoțelul lui au ieșit singuri din mașină. Niciunul dintre ei nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.